în acest caz. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Accidentul teribil a avut loc la ieșirea din localitatea Săcele pe sensul de mers spre Năvodari. Creatorul de modă în vârstă de 43 de ani a murit pe loc în urma impactului. Se pare că mașina pe care o conducea Răzvan Ciobanu îi aparținea unei prietene. Ajunse la fața locului resursele medicale, atât un echipaj de prim ajutor din cadrul Serviciului Județean de Ambulanță Constanța, dar și o ambulanță terapie intensivă mobilă SMURC, au constatat decesul bărbatului implicat în accidentul rutier. Bărbatul nu a fost încarcerat, astfel că nu a fost nevoie de intervenția pompierilor pentru descarcerare și nici nu au existat scurgeri de combustibil. Anchetatorii, cu siguranță procurorii și poliția, serviciul circulație vor face o anchetă cu mare precizie, luând toate informațiile. Putem face, să zic, câteva scenarii, câteva speculații sau câteva scenarii. 1. Eu m-aș uita pe unde a ieșit de pe șosea. Dacă a ieșit pe șosea pur și simplu pe câmp, atunci aș exclude varianta de tentativă de sinucidere. Dacă a trecut razant pe lângă un pom gros sau pe lângă niște pomi groși, aș lua în calcul și varianta de sinucidere, pentru că nu i-a ieșit, n-a reușit să lovească pomii groși. Nu a fost găsită centura de siguranță. Pentru moment, poliția anunță că exclude varianta unei sinucideri. Ancheta este însă abia la început. Având în vedere datele preliminare privind dinamica accidentului, în special configurația drumului unde s-a produs, varianta unei sinucideri vehiculată pe rețelele de socializare ori canale de informare media nu poate fi luată în calcul la acest moment. De asemenea, precizăm faptul că întrucât șoferul a fost găsit în exteriorul autoturismului, concluzia preliminară formulată a fost că acesta nu ar fi purtat centura de siguranță. Se arată într-un comunicat al poliției române. Nici apropiații nu cred că designerul și-ar fi pus capăt zilelor. Ieri însă l-am văzut pe stradă, la universitate. El mergea pe trotuar, eu eram cu mașina pe banda a treia, n-am reușit să mă opresc să vorbim și uite că acum e prea târziu cumva. Cu siguranță însă nu a fost vorba de o sinucidere, pentru că nu era genul. Între timp, noi detalii halucinante ies la iveală. După accident, localnicii care au ajuns la fața locului au sustras bunurile găsite în mașina cu care designerul și-a pierdut viața. Hoții au găsit acolo o sticlă de alcool din care nu s-au sfiat să bea, dar și o Biblie. Răzvan Ciobanu era unul dintre cei mai apreciați designer de la noi. A avut o viață tumultoasă, a recunoscut public că este homosexual, dar nu a dorit niciodată să vorbească despre acest subiect. În urmă cu ceva timp, în cadrul unui interviu, creatorul de modă a recunoscut că și-ar fi dorit să moară în somn. M-aș vrea să în somn. N-am nicio idee despre fericire. Era tot un om. N-am niciunul preferat. N-am făcut pasiuni niciodată ca să terminăm asta. Personaje istorice, eroi, cântăreți, actori, modele. N-am. Nu am regret, am învățat să mă iert și să nu trăiesc cu regret. Cred că atitudinea. De asemenea. Ciobanu a fost cercetat anul trecut în dosarul cocaină pentru vipuri. Procurorii l-au scos însă ulterior de sub acuzare, după ce au descoperit că acesta era doar consumator, nu și traficant. Răzvan, stai un pic de vorbă cu noi să ne spui dacă este adevărat despre acel dosar, ce se întâmplă? Abar, nu, îmi întrebați și voi înăuntru, că e mai un dosar de drog sau sunt doar... Domnule, mai măsără să vă răspund la orice întrebare. Presa mondenă scrie că viața artistului nu a fost prea ușoară în ultima perioadă. După ce a terminat colaborarea cu postul de televiziune Canal D, Răzvan Ciobanu ar fi început să aibă probleme cu banii. Nu mai avea bani de chirie și urma să închidă atelierul pe care abia îl redeschisese. Mai mult, Ciobanu suferea de o afecțiune destul de gravă. Potrivit Spy News, creatorul de modă și-ar fi dorit să vorbească despre acest lucru la televizor, însă nu a mai apucat. Dorința sa arzătoare era ca într-o zi să vină la televizor și să spună lucrurilor pe nume. Vedetele din lumea modei plâng moartea fulgerătoare a designerului Răzvan Ciobanu. Vestea venită ca un șoc pentru cei care au lucrat îndeaproape cu el sau pentru cei care i-au purtat creațiile vestimentare și l-au cunoscut. Mesajele au umplut mediul online. Cătălin Botezatu s-a declarat complet șocat de vestea morții lui Răzvan Ciobanu. Acesta susține că designerul nu era un împătimit al vitezei și nu își explică accidentul.
Am aflat cu stupoare această veste. Nu-mi vine să cred că viața lui s-a terminat atât de repede, într-un mod atât de tragic. Părerile de rău sunt inutile acum. Ne pare tuturor rău că ne despărțim de un om, de un designer bun. Din câte știu eu, nu era un vitezoman. Efectiv, nu știu cum s-a întâmplat. E trist că a plecat dintre noi atât de devreme. Dumnezeu să-l odihnească în pace, a declarat botezatul. Reacțiile au continuat să curgă după tragedie. O nouă pagină din istoria modei românești a fost închisă în dimineața asta. Excelentul designer Răzvan Ciobanu a plecat dintre noi în urma unui tragic accident de mașină. Un pasionat, un designer cu har și un om adevărat ne-a părăsit. RIP Răzvan Ciobanu. A scris criticul de modă Claudiu Pavelin Gălățescu pe pagina sa de socializare. La mesaj a atașat și o fotografie făcută alături de fostul designer pe care îl cunoștea de când avea 15 ani. A mai plecat un suflet dintre noi, un geniu creator, un suflet neînțeles, un prieten drag, un spirit curajos, un om cu voință. Mă pomenea mereu că am fost prima femeie care a îmbrăcat prima lui creație de designer. El n-a înțeles că onoarea a fost de partea mea. S-a stins prea repede și într-un mod tragic, singur. A scris și fostul fotomodel Dana Săvuică. Aceasta a mărturisit că Răzvan Ciobanu i-a fost un bun prieten alături de care a trăit momente frumoase. Și cântăreața Cătălina Grama, cunoscută drept Jojo, a transmis un mesaj de adio în mediul online după aflarea veștii. Sunt complet zdruncinată și șocată. Răzvan Ciobanu a fost primul creator de modă cu care am colaborat când eram doar un copil pentru primul spectacol mare pe care l-am prezentat. Un artist care a făcut mereu imposibilul posibil. Să ai drum lin, Răzvan, și să te odihnești în pace. Condoleanțe familiei și apropiaților, a scris Jojo pe Facebook. Drum lin, Răzvan, și îmbracă toți îngerii în mof și galben, prieten drag, a scris și fostul prezentator de televiziune Leonard Miron pe pagina sa de socializare. Accident neobișnuit astăzi în capitală, 4 oameni au fost răniți și tot atâtea mașini au fost avariate după ce un șofer de autobuz și-a scăpat vehiculul de sub control. După impactul cu autoturismele, autobuzul s-a oprit într-un bloc. Accidentul a avut loc în zona podului Basarab, iar cauzele sunt acum investigate. Șoferul unui autobuz de pe linia 163 care circula din direcția Gara Basarab spre Regie s-a lovit de două mașini, a intrat în alte două parcate, după care s-a oprit într-un bloc. Accidentul a avut loc aproape de podul Basarab, în zona Calea Giulești Orhideelor. Pagubele produse sunt mari pentru că mastodontul a avariat autoturismele, dar a distrus și zidul imobilului. Momentan nu se știe care a fost cauza accidentului și nici care dintre șoferi l-a provocat. Polițiștii rutieri au suspectat inițial că sistemul de frânare al autobuzului s-ar fi defectat. Angajații Societății de Transport București au verificat însă frânele și le-au transmis polițiștilor o primă concluzie. După primele verificări, STBSA neagă posibilitatea ca evenimentul rutier provocat de autobuzul care a lovit patru autoturisme să fi fost provocat de disfuncții ale sistemului de frânare sau din alte cauze tehnice, anunță Societatea de Transport București. Oficialii societății suspectează faptul că șoferului i s-ar fi făcut rău la volan. Bărbatul a fost rănit în urma accidentului de la podul Basarab. Acum se află la Spitalul Universitar pentru investigații medicale. Alți trei oameni au fost și răniți, din fericire, ușor. Chiar și așa, medicii sosiți să le dea primul ajutor au decis să-i transporte și pe ei la spital. Autobuzul circula fără pasageri. O comisie de anchetă l-a sigilat criminalistic și a cerut ca el să fie transportat la o bază STB. Autobuzul va fi verificat tehnic mâine de o comisie de specialiști. Datele vor fi transmise polițiștilor care vor stabili ce anume s-a întâmplat pe șosea în zona podului Basarab. Polițiștii au mai anunțat că toți șoferii au fost testați cu aparatul alcool test. Rezultatul a fost negativ. Căutări disperate în a doua zi de Paște. Pompierii din județul Constanța intervin pentru găsirea unui copil căzut în Dunăre, în dreptul localității Rasova. Aflăm mai multe detalii de la Anca Chiriță, purtător de cuvânt ISU Constanța. Bună ziua, doamnă! Bună ziua! Ce date aveți? Primele informații, pompierii detașamentului Cernavod intervin cu o auto specială de stacerare, dar și o ambarcațiune. Alături de ei, prezent la căutări, sunt și polițiști ai secției regionale transporturi cu o ambarcațiune. Se caută un tânăr de aproximativ 14 ani, un adolescent, care ar fi căzut în Dunăre, în localitatea Rasova, din județul Constanța. Intervenția este în desfășurare. Din ce am înțeles de la colegi, în sprijin se va deplasa
și o auto specială cu trei scafandri pentru căutări mai amănunțite și la adâncime. Mulțumim pentru informații, doamnă. A doua zi de Paște a lăsat orașele goale și a umplut ochi șoselele din întreaga țară. Șoferii au pornit la drum spre destinațiile turistice de la noi sau din străinătate și punctele de trecere a frontierelor au fost intens traversate, în special cele din vestul țării spre sensul de ieșire din România. Chiar dacă au plecat de acasă la primele ore ale dimineții, șoferii care au vrut să ajungă în Ungaria au dat de cozi uriașe la punctele de trecere a frontierei. Și anume la punctele de trecere ale frontierei Urziceni și Valea lui Mihai, unde timpul de așteptare este de aproximativ 60 de minute, dar și la punctele de trecere ale frontierei Petea și Nătlac 2 autostradă, unde se așteaptă aproximativ 30 de minute. La fiecare punct de frontieră se lucrează la capacitate maximă. Chiar și așa, aglomerația nu poate fi evitată când vămile sunt luate cu asalt. Ofițerile recomandă șoferilor să verifice toate punctele deschise la granița cu Ungaria și timpii de așteptare pe site-ul Poliției de Frontieră. La prânz s-a circulat greu și pe drumurile din țară. Cel mai dificil a fost pe autostrada A1 București-Pitești. La kilometrul 36 s-au făcut lucrări peste râul Argeș, iar traficul a fost deviat. Coloana de mașini a atins astfel și 3 km, până când șoferii au primit recomandări de rute alternative. Nu a fost însă singura zonă cu probleme în trafic. Valuri ridicate de trafic întâlnim și pe drumul național 7, Pitești-Râmnicu-Vâlcea, pe autostrada A2 București-Constanța, pe sensul de mers către litoral, precum și pe drumul național 1 între localitățile Bușteni și Azuga. Între Bușteni și Azuga, coloana de mașini a atins 2 km și dinspre București și dinspre munte. Pe autostrada Soarelui traficul a fost intens, dar șoferii nu au fost blocați în coloană. Doar la kilometrul 144 s-au format cozi, pentru că șoferii opresc acolo să achite taxa de trecere a podului de la Cernavodă. Descoperire macabră făcută în cazul criminalului în serie care a ucis două românce în Cipru. Anchetatorii au găsit cadavrul unei femei într-un geam antan pe fundul unui lac din apropierea unei mine abandonate. Vă avertizăm că urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Poliția cipriotă investigează cazul unui ofițer care le-a mărturisit anchetatorilor că a ucis 5 femei și 2 fetițe de 6 și respectiv 8 ani. Până în prezent, poliția a găsit 3 cadavre, printre care și cele ale unei românce de 36 de ani din Buzău și al fetiței sale în vârstă de numai 8 ani. Anchetatorii au găsit duminică într-un geamantan a 4-a victimă. Valiza în care se aflau trupul unei femei în descompunere și un bloc de ciment a fost scoasă cu dificultate dintr-un lac extrem de toxic, situat în apropierea unei mine abandonate, a declarat șeful direcției criminalistică din Nicosia. Aceasta este o femeie din Filipine dispărută în august 2018. Primul cadavru a fost descoperit întâmplător de niște turiști cu 2 săptămâni în urmă. Criminalul își alegea victimele din rândul femeilor vulnerabile, mai ales imigrante, prin intermediul site-urilor de dating. Acesta a acționat timp de 3 ani fără a stârni suspiciunile poliției. Livia Florentina Bunea și fiica sa Elena Natalia Bunea au dispărut din casa lor la 30 septembrie 2016. Dispariția a fost semnalată poliției de prietenii acestora, care au intrat în locuința acestora și au găsit-o neîngrijită cu vase murdare, iar hainele celor două erau încă la locul lor. Anchetatorii suspectează însă că bărbatul a ucis numai puțin de 30 de femei. Ancheta este în desfășurare. Mai avem de așteptat până când vom avea drumuri ca în Occident. Autostrăzile care ar trebui construite în parteneriat public-privat nu vor deveni realitate. Aflați de ce imediat în jurnal. Mini-vacanța nu are farmec la români fără o vizită la mall, așa că azi, încă de dimineață, românii au dat iama. Fie că au mers la un film, fie că au lăsat pasca și cozonacii pentru o șaurmă. Românii care au rămas acasă de sărbători umplu cu dărnicie buzunarele comercianților în a doua zi a sărbătorilor pascale. Cine a vrut să mănânce astăzi la mall a avut ceva timp de așteptat și asta pentru că restaurantele au fost în permanență pline ochi. Semn că bucureștenii au dat mâncarea tradițională pe cea de tip fast food. Restaurantele au fost principalul punct de atracție în mall-urile din capitală. În câteva ore erau atât de aglomerate că abia dacă mai găseai un loc să te așezi. Pentru cei mici, vedeta a rămas înghețată. Poate și pentru că a fost în ton cu patinoarele amenajate în marile centre comerciale. Copiii au cerut să fie lăsați să stea pe gheață pentru o distracție inedită de Paște.
simți astăzi? Foarte bine. E frumos. Tu ți-ai dorit să vii la patinoar? Da. Cu cine ai venit? Cu mama. Au fost și părinți care s-au bucurat de patine alături de cei mici. Cum te distrezi aici? Bine, mi-e-mi place. E așa, dorm mai mult. Dar n-am avut nicio împotrivă. Văd că și dumneavoastră ați depus ceva efort. Păi e prima zi, prima dată la patinoar. Și vă dați seama. Nici administratorii magazinelor vestimentare nu s-au plâns de clienți în a doua zi de Paște. Doamnele și domnișoarele care au ieșit la o scurtă plimbare prin mall nu au rezistat tentației de a face shopping și au plecat acasă încărcate. La fel și copiii cărora părinții le-au mai cumpărat câte ceva. Facem niște cumpărături și ne plimbăm puțin, relaxăm. Tu ce îți dorești să faci la mall? Nu știu, poate mi-au ceva haine și mă duc la patinoar și poate și la film. Ce ceva ați cumpărat? Hăinuțe pentru cel mic, hăinuțe pentru noi, pentru unul, pentru altul. Am văzut și un film. Cine își dorește să petreacă 2 ore în sala de cinema trebuie să meargă din timp să-și cumpere bilet. Multe locuri au fost rezervate din timp pentru filmele care rulează seara. De la masă la spital, mulți români au ignorat și anul acesta avertizările medicilor legate de excesele alimentare de Paște. În loc să petreacă sărbătorile în familie, cei care au consumat prea multe produse tradiționale au ajuns la spital. Cei care au consumat alimente în neștire sau care au consumat prea mult alcool de Paște au ajuns la urgențe. Deși vorbim de sute de cazuri, pare că românii au învățat ceva din experiența anilor trecuți. Față de anul trecut, anul acesta avem o ușoară scădere în acea zi, raportat la acea zi anului trecut. Conducerea serviciului de ambulanță se așteaptă însă ca numărul de apeluri la 112 să crească după ce românii se întorc din mini-vacanța de Paște și de 1 mai. Peste 1100 de oameni au chemat salvările în capital și în județul Ilfov într-un interval de 24 de ore. 700 de cazuri au fost declarate urgențe de cod roșu sau galben, ceea ce înseamnă că medicii au intervenit pentru salvarea vieții oamenilor. 62 de persoane se aflau în loc public când au avut nevoie de ambulanță, iar 5 persoane se aflau chiar la locașurile de cult. Asistența medicală pentru cazurile urgente din capitală este asigurată până pe 2 mai de 9 spitale. De asemenea, serviciul de ambulanță București-Ilfov are program normal de lucru și echipaje suplimentare. În jur de 30 de milioane de mici vor sfârși pe grătarele românilor în mini-vacanța de 1 mai, o cantitate similară cu ce au consumat și anul trecut, de altfel. Potrivită datelor statistice, în România anual se consumă între 20 și 25 de mii de tone de mici. După Paște, românii se pregătesc pentru 1 mai, așa că se gândesc deja să se aprovizioneze cum se cuvine pentru ziua în care se mănâncă cei mai mulți mici. Gama este variată, iar specialiștii spun că toate tipurile de mici s-au bucurat de succes. Preferințele românilor în materie de carne de mici se referă în special la amestecul porc vită, carnea de porc, dar și amestecul de porc vită și carne de oaie. Anul trecut, producția de carne de porc a fost afectată de pesta porcină, iar acest lucru a fost confirmat și de specialiști. N-aș putea spune că a fost un scandal vis-a-vis de pesta porcină africană. Ea este o realitate, o boală care nimeni nu și-a dorit-o, dar uite că a produs o serie de repercusiuni pentru sistemul de creștere a porcului din România. În plus, exporturile de carne au scăzut comparativ cu anii anteriori. S-a reflectat și la procesatori această criză, dar din faptul că exporturile de carne preparată și de mici, comparativ cu anul trecut, nu au mai crescut, au înregistrat chiar o ușoară stagnare. Pești proaste pentru români. Inspectorii ANAF vor începe să aplice amenzi și să suspende activitatea celor care au firme și nu și-au comandat case noi de marcat cu jurnal electronic. Cu mai multe detalii vine colega mea, Mihaela Tudor. Bun găsit tuturor! Ministerul Finanțelor Publice a anunțat că firmele care nu și-au comandat case de marcat cu jurnal electronic vor fi amendate. Data limită pentru îndeplinirea acestei condiții este 1 mai 2019. Societățile care nu vor respecta această regulă
riscă amenzi între 8.000 și 10.000 de lei. Mai mult decât atât, activitatea lor va fi suspendată până la dotarea cu un aparat de marcat electronic fiscal și prezentarea dovezii de plată a amenzii. Scapă de această sancțiune doar firmele care au comandat deja necesarul de aparate de marcat electronice fiscale și au solicitat instalarea acestora. La mijlocul lunii martie, fiscul a început o campanie agresivă de verificări la societățile obligate să-și schimbe vechile case de marcat. Motivarea autorităților este scăderea drastică a interesului companiilor pentru înlocuirea aparatelor vechi. Reprezentanții Ministerului Finanțelor Publice susțin că este o diferență foarte mare între numărul de aparate de marcat înregistrate în sistemul fiscului și puse pe piață și numărul de aparate de marcat utilizate de contribuabili. În plus, în luna martie, comparativ cu luna februarie, a fost înregistrată o scădere cu aproape 40% a numărului aparatelor de marcat instalate la contribuabili. De asemenea, a scăzut cu 20% și numărul aparatelor de marcat înregistrate de distribuitori autorizați în sistemul fiscului. Cu alte cuvinte, autoritățile spun că firmele nu au motive să întârzie înlocuirea vechilor case de marcat. Asta în condițiile în care pe piață există stocuri de aparate noi. Mai mult, în ultima perioadă nu au fost semnalate astfel de probleme la instalări. Așadar, inspectorii nu vor face nicio excepție și vor impune termene scurte pentru respectarea obligației de a înlocui vechile case de marcat. Pe lângă amenzi, vor fi confiscate și sumele de bani nejustificate găsite. Firmele aflate în această situație vor fi sancționate cu suspendarea activității. Companiile mari și mijlocii ar fi trebuit să își înlocuiască aparatele vechi până la 1 iunie 2018, iar pentru firmele vechi data limită a fost 1 august 2018. Probleme pentru Guvernul României. Autostrăzile care ar trebui construite în parteneriat public-privat nu vor deveni realitate. Auditorii europeni vor să închidă robinetul cu bani și să sisteze fondurile alocate pentru astfel de proiecte din pricina faptului că lucrările nu decurg așa cum ar trebui. Această situație nu se regăsește doar în România, ci și în alte state din Uniunea Europeană, cum ar fi Spania, Grecia sau Irlanda. Un raport al Curții Europene de Conturi, în care sunt analizate 6 proiecte de autostrăzi realizate prin parteneriat public-privat din Spania, Grecia și Irlanda, arată că proiectele nu vor fi finalizate la timp. Ba mai mult decât atât, acestea ar fi ajuns să coste peste estimarea făcută inițial. Acest raport a apărut exact în perioada în care România negociază construirea autostrăzii Ploiești-Brașov în asociere cu o companie din China și una din Turcia. Grecia este una dintre țările care au avut de suferit în urma deciziei de a apela parteneriate public-privat. 3 autostrăzi au fost construite în parteneriat public-privat și analizate de către auditorii europeni, și anume Moreas, Olimpia și Autostrada Greciei Centrale. Niciuna dintre ele nu a fost terminată la timp. Cu astfel de probleme s-ar putea confrunta și țara noastră în cazul proiectului autostrăzii Ploiești-Brașov. Fără baze solide, studii de teren, geologie, geotehnică, impact asupra mediului, orice încercare de tip PPP pe sectorul Comarnic-Brașov va fi un eșec, așa cum a fost și precedentele 3. În plus, există și problema asigurării unui număr suficient de mașini care să circule pe autostradă, astfel încât costurile investiției să fie acoperite. Valoarea proiectului de construire și operare în regim parteneriat public-privat a autostrăzii Ploiești-Brașov este estimată la 1,36 de miliarde de euro. Autostrada va fi operată în regim PPP până în anul 2043. În această perioadă, partenerul privat va contribui cu 75% din costuri investiției și din costurile de întreținere și operare. Statul se angajează să plătească anual pe perioada de operare cel mult 55 de milioane de euro pentru amortizarea investiției făcute de operatorul privat. A fost alertă azi noapte în centrul capitalei. O casă a luat foc, iar flăcările mari au pus în pericol și clădirile din jur. Din fericire, n-au fost victime. Locatarii au reușit să iasă la timp. Două persoane au făcut însă atac de panică și au avut nevoie de îngrijiri medicale. Alarma s-a dat aseară aproape de miezul nopții. La acea oră, în clădirea de pe bulevardul Lascăr Catargiu din capitală, se aflau 8 oameni. Aceștia au simțit un miros puternic de fum și au ieșit imediat afară. După ce au scăpat din capcana de foc, oamenii au sunat disperați la 112. Între timp, flăcările au făcut prăpăd. 200 de metri pătrați din imobil s-au făcut scrum. La fața locului au intervenit 6 autospeciale de stingere, o
motoscară, dar și două ambulanțe SMURD. Pompierii au dus o luptă contra cronometru cu flăcările uriașe. Pentru că exista riscul ca focul să se extindă și la clădirile din jur, pompierii au chemat întăriri. După mai bine de două ore, aceștia au reușit să stingă flăcările. De asemenea, salvatorii au scos de la etajul 1 și o butelie care putea exploda în orice moment. Mai mult, în urma incendiului, două persoane au făcut atac de panică. Deocamdată nu se știe ce a provocat incendiul. Pompierii verifică acum ipoteza locatarilor pentru a vedea dacă este vorba de o mână criminală. Accident rutier grav în localitatea Milcoiu din județul Vâlcea. Un microbus cu 7 persoane s-a răsturnat pe șosea, blocând circulația. 2 copii și un adult au fost răniți și au fost transportați la spital. Accidentul s-a petrecut pe DN7 pe sensul de mers Pitești-Râmnicu-Vâlcea. Echipajele din cadrul ISU Vâlcea au fost solicitate pentru acordarea primului ajutor în cazul producerii unui accident rutier în localitatea Milcoiu pe DN7. Din primele informații, se pare că un microbus cu 6-7 persoane s-ar fi răsturnat pe un sens de mers, blocând circulația. La fața locului au intervenit mai multe echipaje de prim ajutor. Din primele declarații ale martorilor, se pare că e vorba de 2 copii care necesită îngrijiri medicale și un adult. Din cauza accidentului, circulația a fost blocată în zonă 10 de minute. Autoritățile spun că cel mai probabil cauza producerii accidentului a fost neadaptarea vitezei la condițiile de drum. Bărbatul rănit are 30 de ani, iar cei 2 copii au vârstă de 9 și respectiv 13 ani. Aceștia au fost transportați cu o ambulanță SMURD la spital. Bătaie cu pietre și sticle între două clanuri la Clejani. Mai mulți romi s-au încăierat după ce un copil a fost lovit de un adult. Scandalagii i-au atacat până și pe polițiștii care veniseră să calmeze spiritele. Într-un final, o parte dintre protagoniști au ajuns la spital, în timp ce alții la secție. Vă avertizăm că urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Scandalul monstru de la Clejani a pornit după ce un copil a fost agresat de către un adult chiar în fața casei în care locuia micuțul. Copilul a mers imediat în casă și a anunțat familia de cele întâmplate. Atunci, înarmați cu pietre și sticle, mai mulți membri ai familiei cu pricina au pornit spre casa agresorului. A urmat o bătaie crâncenă pe ulițele din Clejani. Pietre, sticle și bâte au zburat dintr-o parte în alta. Cu greu au putut fi potoliți scandalagii. Mascații și polițiștii ajunși la fața locului au fost și ei loviți cu pietre. A fost o intervenție un pic mai dificilă, având în vedere că era vorba despre un conflict stradal care a fost sesizat în cursul serii de ieri 28 aprilie, undeva în jurul orei 17:30, când prin Sistemul Național Unic de Apel de Urgență 112 am fost informați că în localitate are loc un scandal în care sunt implicate mai multe persoane. Combatanții s-au lovit între ei fără menajamente, numărul celor ajunși la spital dovedind acest lucru. La spitalul din Giurgiu au ajuns pe rând 7 dintre protagoniștii conflictului. Doar un bărbat a fost transferat la un spital din București, fiind într-o stare mai gravă. Asta în timp ce alți scandalagii au fost luați cu duba de către polițiști și duși la secție. Aceștia s-au ales acum cu dosar penal pentru vătămare corporală gravă și deranjarea ordinii și liniștii publice și alte violențe. La fața locului au intervenit atât polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu, cât și jandarmi, care la scurt timp au restabilit climatul de ordine și liniște publică. Totodată s-a stabilit că în respectivul scandal sunt implicate mai multe persoane, aproximativ 20, membrii a două familii, rude ale acestora, persoane care au folosit diverse obiecte contundente, pietre. Prima zi de Paște a fost una grea pentru salvamontiști. 4 turiști aflați în excursie în Bucece au avut nevoie de intervenția salvatorilor pentru a fi recuperați. Unde e, vă, s-aude? Uite, cred că acolo. Acolo, acolo.
Prima intervenție a salvamontiștilor de la Buștene a avut loc pe Jepi Mari. Acolo un turist a rămas blocat pe creste și nu a mai putut coborî. Vremea rea le-a dat mult de furcă salvatorilor care au plecat în căutarea bărbatului. Ai de capul vă câteva. Păi mai mănânci și spui până acolo. Până la urmă, salvamontiștii au ajuns la turist și l-au coborât în siguranță de pe munte. Însă nu au apucat să se odihnească. O nouă alertă i-a pus iar pe drumuri. De această dată a fost vorba despre trei turiști din Constanța, rămași blocați în zona cerdacul Văii Cerbului. Cei trei, două femei și un bărbat, nu au mai putut să coboare de pe munte din cauza ceții și a lapoviței. După câteva ore, salvatorii au ajuns la ei și i-au ghidat spre cabana unde erau cazați. Simona Halep s-a distrat la malul Mării de Sărbători. Fostul numărul 1 mondial a trecut peste dezamăgirea eliminării de la Fed Cup și se relaxează înaintea turneului de la Roland Garros. Simona a petrecut într-un club de fițe din Mamaia, acolo unde a făcut furori cu ținuta ei. Simona Halep a făcut senzație la malul Mării, unde a purtat haine și accesorii de lux în valoare de peste 3.000 de euro. Sportiva și-a făcut apariția într-o roche neagră mulată pe corp, care i-a pus în evidență silueta. Potrivit presei mondene, doar rochea purtată de aceasta valorează peste 2.000 de euro. Nici geanta nu a fost prea ieftină. Simona a ales o borsetă verde în valoare de 475 de euro. Peste roche sportivă a purtat o geacă de piele pentru care a scos din buzunar aproape 600 de euro. Încălțările au costat și ele în jur de 400 de euro. Simona a ales să se relaxeze în țară la o săptămână după eliminarea dureroasă a României în semifinalele Fed Cup și după ce s-a retras de la turneul Stuttgart WTA. Între timp, românca a mai coborât un loc în clasamentul WTA. Sute de turiști aflați în Bucovina în această mini-vacanță au avut parte de o surpriză extrem de plăcută în prima zi de Paște. Au fost invitați la o petrecere câmpenească la Muzeul Satului Bucovinean, iar atmosfera a fost una de neuitat. Concerte de muzică religioasă și de toacă, expoziție de coșuri cu bunătăți de Paște, concurs de ciocnit ouă roșii, toate împreună au recreat atmosfera de sărbătoare din satele bucovinene. O căruță trasă de ponei a transportat coșurile cu ouă roșii spre bucuria celor mici, în timp ce tineri din toate zonele au venit pentru a prezenta tradiții de Paște. Invitat de onoare a fost Ovidiu Lipan Țăndărică. Artistul a susținut un adevărat concert la toacă. Iar apoi a început petrecerea. Oamenii au cântat și au dansat până seara pe muzica lui Țăndărică și a fanfarei 10 prăjini. A început săptămâna luminată și suntem în a doua zi de Paște, o zi extrem de încărcată de tradiții și obiceiuri. Unele dintre cele mai cunoscute este cel al stropitului și vine din Transilvania. Tinerele fete sunt stropite cu parfum de către bărbații necăsătoriți, îmbrăcați în haine tradiționale. Tot s-a înviat! Tot s-a înviat! Unde-i gazda În Transilvania, mai ales, fetele tinere, nemăritate, sunt stropite cu parfum de către bărbații necăsătoriți. Aceștia primesc, în schimb, vin, ouă roșii și alte mici daruri. Ce faceți, fetelor? Ne-ați așteptat, așa e? Da. Ne-am mulți ani. Hristos a înviat. Așa cum spune tradiția, vă servim și noi cu ouă roșu. Mulțumesc. Legenda spune că fetele stropite vor avea noroc tot anul, iar bărbații care uită de acest obicei vor fi urmăriți de ghinion. Mai de mult, obiceiul era ca fetele să fie stropite cu apă de la fântână. Tot astăzi, în lunea albă, se stropește casa cu aghiazmă și se dă de băut la rude. În zonele de munte, femeile dau de pomană pască rămasă de la Paște și vin roșu. Acum să așezăm frumos masa aici, așa. Stai că aveam o rogojină, stai să punem o rogojină ca să ne putem așeza. Tradiția mai spune că astăzi se deschid ușile raiului, iar cei care mor ajung direct acolo, indiferent de păcate. Iar cine se naște în această zi, mai cu seamă când trage clopotul întâia oară la biserică, este un om norocos toată viața. În zilele din săptămâna luminată nu se muncește. În Joia Verde se cinstesc holdele, iar vineri credincioșii vor sărbători izvorul tămăduirii. Este din
Nouă alertă în Indonezia după atentatele sângeroase de săptămâna trecută. Serviciile secrete anunță că militanții ar putea pregăti noi atentate. Aflați detalii imediat în jurnal. Măreția unui monument cu aproape 900 de ani de istorie. Luni, în a doua zi de Paște, de la ora 19, vezi povestea catedralei care a dominat istoria Parisului de mai multe ori. Ce comori ascunde, cine are grijă de ele și cum sunt conservate. Secretele Catedralei Notre-Dame. Un documentar unic pe B1 TV. Doi români sunt eroi în Marea Britanie. Ion și Marcel au salvat două tinere din mașina unui violator care le ținea captive. Tinerele fuseseră violate și sechestrate de atacatori de mai mult timp. Cei doi români sunt muncitori în construcții și lucrează în Watford. Aceștia și-au lăsat ustensilele jos în momentul în care le-au auzit pe cele două tinere cum țipă și au fugit într-un suflet la mașina agresorului. Unul dintre cei doi români l-a scos cu forța pe agresor și, mai mult, a reușit să-l imobilizeze la pământ pentru câteva momente. Într-un final, însă, violatorul a reușit să fugă. Chiar și așa, totul s-a terminat cu bine pentru cele două tinere. Au reușit să scape de calvarul prin care au trecut. Cele două fuseseră violate și sechestrate de mai mult timp. Acum, autoritățile din Marea Britanie se află pe urmele agresorului. La mai bine de o săptămână după atentatele în care au fost uciși 253 de oameni, iar alți 500 au fost răniți, situația rămâne foarte tensionată în Sri Lanka. Experții serviciilor de informații anunță că militanții ar putea pune la cale noi atentate de anvergură, asemenea celui din 21 aprilie. Serviciile de securitate din Colombo au avertizat că militanții islamiști care s-au aflat în spatele atacurilor cu bombă din duminica Paștelui Catolic ar pune la cale noi atentate. Potrivit unei scrisori adresate parlamentarilor din Sri Lanka, citată de agențiile internaționale, teroriștii intenționează să îmbrace uniforme militare și să utilizeze o camionetă. Aceștia vizează 5 locuri, iar atacurile urmează să aibă loc duminică sau în cursul zilei de luni, se mai precizează în documentul respectiv. Poliția a efectuat mai multe verificări și raiduri. Avertismentul vine după ce președintele din Sri Lanka a anunțat interzicerea vărului islamic din motive de securitate. Interdicția vizează asigurarea securității naționale. Nimeni nu ar trebui să își mascheze figura pentru a-și complica identificarea, se precizează într-un comunicat al președinției srilancheze. Statele Unite au început să ia măsuri dure împotriva oficialilor din Venezuela. Decizia a venit ca urmare a arestării unui consilier al liderului opoziției, Juan Guaido, de către autoritățile de la Caracas. Statele Unite îl acuză pe președintele socialist Maduro pentru criza economică în care se zbate Venezuela și pentru subminarea democrației. Statele Unite nu vor sta pe margine să privească cum regimul Maduro încalcă dreptul oamenilor la sănătate și democrație, a declarat secretarul Trezoreriei Statelor Unite, Steven Mnuchin. Drept urmare, bunurile deținute de Maduro și ginerele său, ministrul de externe Jorge Areaza, în Statele Unite au fost confiscate, iar cetățenilor americani li s-a interzis să încheie orice tranzacție cu aceștia. Ministerul de Externe din Venezuela a calificat sancțiunile ca fiind unilaterale și ilegale. Aceste noi sancțiuni vin după ce administrația de la Washington a decis să interzică tranzacțiile financiare cu compania petrolieră venezuelană de stat. Președintele autoproclamat al Venezuelei, Juan Guaido, a anunțat preluarea controlului asupra activelor Venezuelei în străinătate pentru a evita ca Maduro să le delapideze în cazul în care va părăsi puterea. Venezuela este unul dintre cei mai mari producători de petrol din lume, iar compania de stat Petroleus de Venezuela este o sursă importantă de valută care întărește regimul lui Maduro, chiar dacă țara se află într-o profundă criză economică. De asemenea, trezoreria americană a adus acuzații împotriva judecătorului venezuelan Carol Padilla pentru implicare în arestarea unui consilier al liderului opoziției Juan Guaido la 21 martie. Administrația Trump l-a recunoscut pe liderul opoziției Juan Guaido după ce acesta s-a proclamat președinte interimar la 23 ianuarie și i-a cerut lui Maduro să renunțe la funcție. Venezuela se află în criză după ce Maduro și-a început cel de-al doilea mandat prezidențial la 10 ianuarie, în urma alegerilor din mai 2018, despre care opoziția și o mare parte a comunității internaționale au afirmat că au fost fraudate.
Alertă în Canada, mii de oameni au fugit din cauza puhoaielor care s-au revărsat asupra orașului Montreal după ce un baraj s-a rupt din cauza ploilor torențiale. Apele au început să se reverse pe străzi după ce un baraj aflat în zona unei suburbii a orașului Montreal s-a rupt în urma inundațiilor. Șuvoiul era atât de puternic încât în unele zone a smuls copacii din rădăcini. Autoritățile au decis să evacueze de urgență pe cei peste 5.000 de oameni ai căror locuințe au fost inundate. Peste 2.600 de locuințe au fost afectate, iar o treime din oraș este sub ape. În unele zone nivelul apei atinge chiar și 2 metri. Autoritățile au mobilizat sute de polițiști, militari și pompieri pentru operațiunea de evacuare din zonele afectate. Peste 8.000 de oameni au fost nevoiți să-și părăsească locuințele în urma inundațiilor provocate de ploile torențiale, care au început să cadă asupra provinciei Quebec cu 2 săptămâni în urmă. Numărul celor evacuați este dublu față de cel din 2017, când Canada s-a confruntat cu cele mai puternice inundații din istoria sa. I'm going down to the river. I'm gonna wash my soul again. Dacă anul trecut locuitorii provinciei New Brunswick au întâmpinat inundațiile cu curaj și optimism, de data aceasta pe unii i-a cuprins disperarea. Devastating. All I know. Makes you want to cry. Don't think I didn't, because I did. I ain't afraid to say so. Revărsările au afectat peste 5.500 de imobile în această regiune situată în estul Canadei, potrivit datelor oficiale. Tragedie în Indonezia. Peste 270 de membri ai secțiilor de votare au murit, iar alți aproape 2.000 s-au îmbolnăvit din cauza epuizării provocate de numărarea buletinelor de vot după alegerile care au avut loc în Indonezia la 17 aprilie. Pentru a reduce costurile, autoritățile de la Jakarta au decis ca alegerile prezidențiale, cele parlamentare și cele regionale să aibă loc la aceeași dată. La 17 aprilie, în Indonezia a avut loc cel mai mare scrutin din lume organizat într-o singură zi. Având numai puțin de 264 de milioane de locuitori, Indonezia se situează pe locul 4 în lume ca populație. Prezența la vot a fost de 80%, iar fiecare alegător a introdus până la 5 buletine în urnă. Comisia Electorală Generală de la Jakarta a anunțat moartea a 272 de membri ai secțiilor de votare din cauza supra-solicitării. Alți 1878 de colegi de-ai acestora s-au îmbolnăvit din același motiv. Ministerul Finanțelor urmează să le ofere despăgubiri familiilor celor decedați, relatează agențiile internaționale, care citează surse guvernamentale de la Jakarta. Comisia Electorală Generală va finaliza numărarea voturilor și va anunța rezultatele la 22 mai. Victorie pentru Partidul Socialist în alegerile parlamentare anticipate desfășurate duminică în Spania. Formațiunea premierului Pedro Sánchez nu a reușit totuși să obțină majoritatea pentru a forma singură guvernul și va fi nevoită să-și caute aliați. Victoria socialiștilor în alegerile parlamentare anticipate nu a fost una categorică și nu pune capăt incertitudinii politice din Spania. Sánchez a convocat acest scrutin după ce partidele separatiste catalane și-au retras sprijinul pentru propunerile sale privind bugetul. Hemos hecho que pase. El Partido Socialista ha ganado las elecciones generales y con ello ha ganado el futuro y ha perdido el pasado. După numărarea a 99% din voturi, Partidul Socialist deține 123 de locuri în Parlament, fiind urmat de Partidul Popular de Dreapta cu 65 de mandate. Pe locul al treilea s-a clasat formațiunea Ciudadanos, care se opune independenței Cataluniei, cu 57 de locuri. Locul al patrulea i-a revenit formațiunii de extremă stânga Podemos, care a câștigat 35 de mandate. Aceasta este urmată de formațiunea naționalistă Vox, cu 24 de locuri, care intră pentru prima dată în Parlament. Bienvenidos a la resistencia. Seguimos adelante. Seguimos sin miedo a nada ni a nadie. Seguimos por España. Viva España! Potrivit rezultatelor anunțate, niciuna din formațiuni nu poate forma singură guvernul. O eventuală alianță de stânga formată din Partidul Socialist și Podemos
Podemos ar însuma 158 de mandate, în timp ce o coaliție de dreapta care ar grupa Partidul Popular, Ciudadanos și Vox ar deține 146 de locuri. Pentru a rămâne la putere, formațiunea premierului Sanchez ar avea nevoie de susținerea Podemos și a încă unui partid separatist din Catalunia. Însă partidele separatiste catalane sunt considerate drept toxice de către formațiunile de dreapta. Pablo Iglesias, liderul Podemos, fostul partener de coaliție al socialiștilor, a declarat că este dispus să formeze o nouă coaliție de stânga alături de formațiunea câștigătoare. Premierul Sanchez a anunțat că este gata să formeze o coaliție de guvernare cu orice formațiune care va respecta Constituția și va promova justiția socială. Fanii lui James Bond au motive de bucurie. Se pare că actorul britanic Daniel Craig va accepta să reia rolul agentului 007 în cel de-al șaselea film al celebrei francize. Producătorii seriei James Bond, Barbara Broccoli și Michael Wilson, au declarat pentru Journal du Dimanche că speră să îl convingă pe Daniel Craig să mai intre odată în pielea personajului James Bond. Acesta este ultimul film din seria James Bond, în care rolul personajului principal, creat de scriitorul Ian Fleming, va fi interpretat de actorul britanic. Producția regizată de Cary Fukunaga va fi lansată în aprilie 2020. Daniel Craig, în vârstă de 51 de ani, a declarat săptămâna trecută că acesta va fi ultimul film în care va juca în rolul lui James Bond. This is going to be my last one, I think. I think I've done enough. People are going to get sick of the sight of me. And someone else should have a go. Deși personajul este 100% britanic, Barbara Broccoli a declarat că și-ar fi dorit un Bond european, dar că Brexitul face acest vis imposibil. Săptămâna trecută au ieșit la iveală noi informații despre lungmetrajul James Bond 25, al cărui titlu nu este cunoscut deocamdată. Rami Malek, premiat cu Oscar pentru rolul lui Freddie Mercury în filmul Bohemian Rhapsody, va juca în rolul personajului negativ. Din distribuție vor mai face parte Ralph Fiennes și Ben Whishaw, care își vor relua rolurile M și Q. Cum va fi vremea în a treia zi de Paște, aflăm din rubrica Meteo. La noapte va ploua sub formă de averse cu descărcări electrice în vestul, sud-vestul, în centrul țării și în zonele montane. Ploile vor acoperi și zona de sud-est. Izolat, cantitățile de apă vor atinge 15 litri pe metru pătrat. Temperaturile minime vor oscila între 5 grade în Brașov și 9 grade în Timișoara și Iași. Maximele termice vor varia între 10 grade în Craiova și 12 în Constanța. Mâine, instabilitatea atmosferică se va accentua din a doua parte a zilei în majoritatea zonelor. Pentru sud-estul, centrul, nordul, vestul și nord-estul țării sunt prognozate căderi de grindină și vijelii. Vântul va sufla cu mai mare putere în Dobrogea, în sudul Moldovei și în estul Munteniei. Cantitățile de apă vor depăși 40 de litri pe metru pătrat la munte. Temperaturile minime vor varia între 15 grade în Timișoara și 17 în Craiova sau Baia Mare. Maximele termice vor oscila între 19 și 22 de grade în Constanța și în Galați. În a doua parte a nopții sunt posibile ploi, dar de scurtă durată și în București. Temperatura maximă nu va trece de 10 grade. Mâine în capitală, probabilitatea de averse însoțite de descărcări electrice va crește tot din a doua parte a zilei. Temperatura maximă va fi de 20 de grade. Și la munte, a doua parte a intervalului va aduce averse cu caracter torențial, cu tunete și fulgere, vânt puternic și grindină. Pe creste vor fi precipitații mixte. Se vor înregistra doar 5 grade în masivul Ceahlău și în Semenic, 9 grade în Păltin și 12 grade în Poiana, Brașov și în Predeal. Punem punct aici jurnalului, ne revedem la ora 20.